Accidentul a avut loc astăzi în jurul orei 16.30, în spatele grădinii publice din Câmpulung. Incidentul rutier a fost pus pe seama neatenției și a nepăstrării distanței față de autoturismul din față. Implicate au fost două autoturisme marca Logan, carosabilul fiind umed, un tânăr în vârstă de 21 de ani, din albeștii de mușcel, s-a apropiat mai tare de mașina din față, a frânat târziu și nu a mai putut opri în timp util, lovind-o în partea din spate. Două femei de 47 și 35 de ani, pasagere în mașina din față, au fost rănite ușor, având nevoie de intervenția paramedicilor smurd ajunși la fața locului. Acestea prezentau contuzii și au fost transportate la spital pentru investigații medicale amănunțite. Polițiștii biroului rutier Câmpulung au deschis un dosar de cercetare penală pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor.